Sandru, cum v-ați descurcat la sarcina cu... Nu contează, nu vrei să vreau să mărturisesc despre asta? Ceva. Mărturisește-ne. Bun. Eu înainte să vin aici am crezut că totul e regizat. De cine regizat? Că nu înțeleg. Toată chestia e regizată, nu am știut că e real. Pe mine mă așteaptă fetița regizată mea acasă. Regizată de Nicoleta? Pe mine mă așteaptă fetița mea acasă. Care stă cu soția. Nu suntem luați cu acte, dar poftim? Suntem împreună. Stai puțin, două secunde. Lasă-mă să mă lămuresc. Persoană? Deci, soția ta te așteaptă acasă cu fetița. Da. Nu sunteți luați cu acte, dar tu ești căsătorit. Adică trăiești în concubinaj. Adică am avut... Adică... Tu ai o relație acasă și tu ai venit aici în concurs. Da, pentru că am crezut având că totul două e relații. Regizat. Și în emisiune. Am crezut că totul e regizat. Și ai și o fetiță acasă. Da. Acum vedeți de ce îmi cer scuze și de ce nu vreau să fiu asimilat cu domnul și cu doamna și cu tot povestea. Pentru că eu am o imagine ok, nu... Nu mi-a de mie de lucruri de genul. Alexandru. Ești ok? Nu. Pentru că nu mai pot să stau aici. Alexandru, dacă tu se ai poate... un copil acasă și ai încă un copil pe drum. Dacă se poate să plec acasă sau să vin cu ea aici, ar fi super. O a treia persoană. Am avut pe Mădălina cu care ai dat startul competiției, după care ai vrut să te... să facem switch-ul, ca să spun așa, cu Nicoleta, pentru că o iubești pe ea, dar tu de fapt ai acasă o soție, chiar dacă nu este cu acte, este soție și un copil. Și mai e încă unul pe drum. Ea știe de relațiile tale cu Nicoleta și Mădălina? Soția ta sau concubina ta? Știa că i-am povestit, da. Și a știu că nu e nimic, știi cu pe ea o iubesc. Și de ce nu ai venit cu ea în competiție? Că nu mai înțeleg absolut nimic. Ca să rămână ea cu fetița. Poftim? Să rămână ea cu ea mică.